FC Botoșan reia meciurile din campionat la finalul acestei săptămâni. Trupa lui Marius Croitoru va da piept cu Universitatea Craiova, una dintre cele mai titrate echipe ale campionatului. Și nu oricum, ci în bănie. Fotbaliștii de la FC Botoșan spun că este foarte important să trateze cu seriozitate acest meci. Este foarte important pentru noi, ne-am pregătit pentru asta, e important pentru moral și pentru ceea ce urmează. Va fi un meci foarte greu, o echipă foarte bună și vom vedea ce va fi. Sperăm să începem cu dreptul, să facem o figură frumoasă și la final să plecăm fericiți din bănie. Tehnicianul Botoșanului spune că jucătorii săi sunt nerăbdători să reia campionatul, dar le cere multă luciditate, mai ales în bănie. Este normal, așteptarea a fost foarte lungă, vacanța a fost foarte lungă și ei sunt nerăbdători. Dar trebuie să fim conștienți că trebuie să mergem calculat, foarte calculat la Craiova și să nu facem greșeli din dorința de a face prea multe. FC Botoșan va juca vineri cu CSU Craiova de la ora 20 pe stadionul din capitala Olteniei. FC Botoșan a avut viață grea cu Oltenii în majoritatea partidelor disputate cu aceștia.